Vă salut, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim la un nou episod, marca Universul Parental, acest podcast pe care îl fac din sufletul meu pentru sufletele voastre. Eu sunt Ela Prodan, iar astăzi vă propun două subiecte care pe mine, personal, mă pasionează foarte tare: hipnoza și terapia prin regresie. Poate că ați auzit ceva despre ele, dar cred că ar fi cazul să aflăm mai multe pentru că. Câteodată, acestor forme de terapie le atașăm așa niște credințe negative. Așa că vreau să vedem exact ce presupun aceste forme de terapie, care folosite în cabinetul unui psiholog certificat să le facă, pot ajuta oamenii să descopere sursa unor probleme pe care le au, cum ar fi depresia, anxietatea sau fobile. Mai multe o să ne povestească invitata mea, Roxandra Bulzan. Bine ai venit! Roxandra este psiholog certificat, hipnoterapeut, trainer în terapie regresivă, prin regresie, și foarte interesant, trainer și coach spiritual și face regresie. În vieți anterioare, ceva de genul ăsta. Mie mi se par titulaturile astea foarte complicate, dar, Luxandra, bine ai venit, abia aștept să îmi spui exact ce și cum sunt toate titulaturile astea și ce înseamnă. Bine, te-am găsit la, îmi pare bine să fiu aici. Da, sunt hipnoterapeut și sunt trainer de hipnoză și de terapie prin regresie și știu că sunt așa într-un mare da, fel deci de terapie prin regresie în vieța anterioară. Vreau să zic că eu am auzit despre felul ăsta de terapie prin regresie în vieța anterioare, stai că e destul de lung. De curând și am rămas puțin. Zic, nu o fi același lucru cu hipnoza? Adică asta mi se pare că e. Doar că în vieța anterioare, cumva te hipnotizează cineva să ajungi în alte vieți în care ai fost a, complicat. Dar eu zic că înainte să judecăm și să tragem concluzii pripite, să ascultăm, să te spui tu. E un pic mai complex. Um, e, de fapt, terapie prin regresie, care poate să fie în vieța anterioare, sau poate să fie în copilărie, sau poate să fie în perioada intrauterină. Terapia prin regresie, de cele mai multe ori, se face folosind o anumită formă de hipnoterapie. Și aici este fundamental să facem diferența dintre ceea ce vedem noi pe la televizor a fi hipnoze de scenă și ceea ce este hipnoterapia. Observ că de multe ori oamenii se tem de cuvântul ăsta de hipnoză pentru că pare așa un mare buhuhu, ceva nemai văzut, nemai auzit, cineva are un control asupra ta. Și nimic nu poate să fie mai departe de adevăr. Uh -huh. Pentru că atunci când vorbim de hipnoză, hipnoza, până la urmă, dincolo de toate definițiile ei pompoase și în limbaj de lemn, este o stare de atenție intenționat focalizată. În hipnoză suntem în fiecare zi de multiple ori. De exemplu, când conducem mașina pe un drum cunoscut. Sau când ne uităm la un film, și deși mintea noastră analitică știe că ești actori, e un scenariu, Alex să trăiesc cu personajele. De ce? Pentru că, în mod intenționat, îmi pun tot focusul pe povestea respectivă. Înseamnă oare că nu am capacitatea de a reacționa la stimul exteriori? Nici de cum. Gândește-te când ești acasă și citești o carte. Există un moment în care dacă e o carte care te interesează, realitatea cărții devine mai reală decât camera în care ești. Aia este o formă pură de transă hipnotică. Și în momentul ăla pot să aud un zgomot din camera de lângă și le evaluez repede. E ceva la care trebuie să reacționez sau e un zgomot obișnuit? Și aleg dacă îmi continui transa cărții sau dacă mă ridic și fac ceea ce am de făcut. Ei, dincolo de povești și de mituri, asta este starea de hipnoză, starea de transă cu care se lucrează zona de terapie. Nu o să intru în detalii, dar ce vedem noi pe la televizor cu oameni care cad de pe scaune, e o cu totul și cu, cu totul altă poveste. Dar, nu despre asta. Dar e tot un fel de hipnoză, nu? Adică, că tot așa se numește, de aia întreb. Da, dar în primul rând că are un scop diferit. Mm -hmm. Scopul în terapie este să-mi ajut clientul. Um, scopul când fac o înregistrare de hipnoză e cel care o ascultă să aibă îmbunătățire în viața lui. Scopul în hipnoza de scenă este să mă folosesc de cel de pe scenă ca să distrez publicul. În hipnoza terapeutică, fie că vorbim de hipnoza de cabinet, fie că vorbim de înregistrări de sau programe online, important este ca procesul respectiv să adreseze, dacă nu 100% din oameni, cât mai mare plajă din oameni în hipnoza de scenă, cel care e pe scenă, dacă își cunoaște bine meseria, ce are de făcut este să-și aleagă bine vedeta care să-i facă spectacolul. Ori e foarte diferit. În hipnoterapie nu facem niciun spectacol pentru că nu avem spectatori. Scopul nu este să, să ne jucăm cu lucrurile astea. Am fost la un moment dat într-un curs de hipnoză de scenă, pentru că după ce de mulți ani făceam hipnoterapie, eu în continuare nu înțelegeam ce se întâmplă acolo. Și am avut bucuria să dau de un tren absolut fenomenal care zicea ceea ce zic și eu în cabinet. Orice formă de hipnoză nu e altceva decât autohipnoză. Hipnoterapeutul este ghidul. E ca o ezu, știi? Uh -huh. Este decizia celuilalt. Dacă face sau dacă nu face. E valabil pentru hipnoza de scenă și e cu atât mai valabil pentru hipnoza terapeutică. Eu pot să fiu un ghid. Celălalt decide în ce măsură merge la indicațiile mele sau în ce măsură vrea să tragă de volan stânga când ghidul îi spune dreapta. Te referi la faptul că nu orice pacient poate fi hipnotizat. Uh, prefer să le spun clienți, nu pacienți clienți, că există da, o conotație da. mm, și eu spun așa. Oricine s-a emoționat vreodată la un film și a demonstrat lui însuși că poate să fie hipnotizat. Oricine s-a cufundat vreodată în vreo carte sau oricine a, a lucrat ceva în timpul cărui proiect a pierdut noțiunea timpului și a dovedit lui însuși că poate să fie hipnotizat. Pentru că, din nou, e cuvântul ăsta care poartă niște conotații grele și ireale. nu e ceva ce ți se întâmplă. Orice formă de hipnoză nu e altceva decât o hipnoză. Terapeutul poate să te invite să, dar este decizia ta dacă mergi sau nu. E decizia ta dacă te duci în direcția în care ți-a fost sugerată sau nu. Nu e ca și când pot să fac eu ceva împotriva voinței clientului meu. Nu. Deci tu spui că hipnoza presupune o stare de conștiență în paralel cu um, momentele în care tu te focusezi foarte mult pe altceva, nu? În starea de transă ce se întâmplă, e de fapt corpul intră de obicei într o experiență de relaxare, uh -huh. în timp ce conștiința e mai trează decât oricând. Și mi se pare fenomenal că, uite, de exemplu, în afara țării, hipnoterapia se folosește în domeniul judiciar. Dar e interesant cum se folosește. Hipnoterapia, atunci când e folosită în domeniul judiciar, e folosită pe martori, nu pe suspecți. Pe martori? Da. Pentru că permite oamenilor să conștientizeze mai multe lucruri să-și să -și aduc aminte, poate, exact. mai... să-și aduc exact. aminte de întâmplări. Exact. Wow. Altfel, dacă ar fi un seră al la adevărului, am da. face-o altfel. Uh -huh. uh... Dar uite, eu cred că foarte mulți, pentru că, na, din ce am mai citit și eu, că, zis, că mă pasionează subiectul, sunt uh, foarte multe voci care spun, păi cum să mă duc eu la o ședință de terapie, de hipnoză? de terapie prin hipnoză, pentru că cine știe ce poate să-mi bage în cap acel terapeut, să-mi spună mie vrute și nevrute și să mă facă să mă reprogrameze în ce fel vrea el. Da. <laughs> Știu că pe tine să te face să zâmbești, Roxandra, dar să știi că oamenii au teama asta, știu, Și eu, pentru știu. că eu, ăsta este motivul pentru care, deși mă fascinează subiectul, eu nu am mers niciodată la o ședință de hipnoterapie, Știu. pentru că mi-e teamă de lucrul ăsta. Și în tipul ăsta de terapie, ca în oricare altă formă de terapie, relația pe care omul o simte cu terapeutul e fundamentală. Mm. Nu pot să am terapie unde n-am o relație terapeutică solidă. Ori, da, e perfect valid și aș spune oamenilor clarificați înainte să mergeți, pentru că din spațiul ăla n-ai cum, n-are cum să se întâmple nimic. În primul rând, că oamenii nu pot să fie programați împotriva val valorilor lor. De exemplu, dacă aș avea un client care ar veni la mine pe hipnoză de sugestie pentru că vrea să renunțe la dulciuri și eu știind că, că e fumător, mi-ar veni mie vreo idee creată să, să-i spun ceva despre fumat. În secunda următoare, clientul mi-ar deschide ochii. Uh -huh. Ce e important atunci când ne uităm la frica noastră legată de subiectul ăsta, e să ne uităm la ce credem că e hipnoza versus ce e. Gândește-te, citești o carte. În momentul ăla, timpul dispare, pereții din jurul tău dispar și tot focusul e pe cartea respectivă. Ei, dacă la un moment dat în cartea respectivă ar apărea un rând, aparent răsleț, în care ți-ar spune și acum, Ela, te duci și semnezi un testament pentru Popescu, Ce Ionel, aș face așa, what? Mi-aș reveni instantaneu. Exact, despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Mm -hmm. Cu toată povestea, cu toată fascinația cărții tale ar fi, și da, Dumnezeu e da, aici. Da, da. N-ar fi ceva... În care ești, da, să trăiți, am înțeles. Mm -hmm. Că nu e asta. Dacă atunci când mă uit la un film și mă emoționez că, uite, a cerut un de și o iubește, deci eu știu că, ăla ai actor X, ea ai actor Trița Y, ar veni cineva și mi-ar șopti la ureche, te mirce, acum te duci și dansezi pe masa de la barul din colț, ar fi comic. Lucrurile astea mă scot din transă, nu mă, nu mă mm -hmm. programează. Dar, spre exemplu, când eu vin la tine, să zicem, și vreau o ședință de himnoterapie, uh, pentru, nu știu, habar am să-mi rezolv o problemă, mi-e frică de zbor, să zicem. Explicăm ce se întâmplă. Hai cabinet. să facem întâi un pic distinția. Mm -hmm. Mm -hmm. Există așa, în primul rând, există hipnoza clasică de sugestie și există terapia prin regresie care se numește se mai numește și hipnoza regresivă. Mm -hmm. Cele două sunt niște instrumente înrudite, dar care funcționează diferit. La lucruri precum frica de a zbura cu avionul, consumul de dulciuri, stres și alte câteva elemente, folosesc ceea ce se numește hipnoza de sugestie. Ce înseamnă hipnoza de sugestie? Înseamnă că stau de vorbă cu clientul și întreb, ok, ce se întâmplă în viața ta? Păi, eu nu știu, procrastinez, nu reușesc să adorm noaptea, mănânc multe dulciuri. Am o conversație cu el despre ce se întâmplă acum în viața lui, care sunt factorii declanșatori ai comportamentului sau emoției disfuncționale sau interpretate a fi disfuncționale pentru el. Clientul pleacă acasă și pe baza interviului cu el, creezi ceea ce se numește un script de reprogramare. În următoarea ședință, clientul vine frumos, se așează și tot ce am de făcut este să îl duc în această stare pe care o numim de transă, adică aceeași stare de care spuneam cu cartea, și din spațiul ăla să vin cu reprogramarea nouă. Iartă-mă, te rog, Cum îl induci tu în transă? Stai puțin că trebuie să-mi spui dacă folosești... Nu, mai, nimeni nu mai folosește. <laughs> <laughs> păi, acum și sunt convinsă că și cei care ne ascultă au avut aceeași întrebare pe buze. Cum, doamnă dragă, faci tu această transă? Uite, am auzit de trans. multe ori oameni care spuneau mi-e teamă de hipnoză uh -huh. și pe urmă când vorbeam cu ei aflam că ei sunt mari consumatori de meditații ghidate. Și același lucru? Identic. Gândește-te la toate meditațiile ghidate pe care le-ai ascultat. Da. Când începe o meditație ghidată, cum începe? Fie ți se cere să-ți relaxezi corpul de la cap spre picioare sau invers. Asta se numește relaxare progresivă în hipnoza ericksoniană. Uh -huh. Fie ți se cere să-ți imaginezi un spațiu, un loc, o plajă. Asta se numește imagerie ghidată. Sunt cele două tipuri marșilate de inducție hipnotică. Tu în momentul în care mergi într-o meditație ghidată, fără să știi, aia este o inducție hipnotică. Ce e interesant! Nu am știut chestia asta. By the book. Și tu asta faci. Așa intră în transă. Hai să zice meditație ghidată. Că sună <laughs> foarte ciudat transă. Ciudat pentru că noi pentru că pare altceva. cu altă... Aha. Dar... ok. Deci ca la o meditație e ghidată. exact ca da? la o meditație ghidată. Să-și relaxeze corpul, să se concentreze pe respirație. Să-și imagineze. Nu, să -și imagineze lucruri. Pentru că okay. ce fac instrumentele astea de inducție? Îmi iau mie ca și client atenția dinspre exterior, dinspre toți stimulii mm. care există aici, și mă duc cu atenția către interior. Mm -hmm. Atenție intenționat, focalizată. Și din spațiul ăla continuă. și în hipnoza de sugestie, după partea asta de început pe care o auzi în orice meditație ghidată, vine o parte de reprogramare legată exact de subiectul pe care lucrăm. Iartă-mă, dar, spre exemplu, no. dacă eu zic că am frica de zbor Frica de zbor, în general, se rezolvă dacă n-a existat o traumă Adică dacă, dacă ai fost sudat într-un avion care s-a zgâlținat Acolo e o traumă care trebuie procesată Dar, altfel, dacă doar mi-e frică mie de zbor S-ar putea să fie o chestie destul de simplă de rezolvat În cel puțin 8 din 10% cazuri prin hipnoza de sugestie pentru că hipnoza de sugestie se zice așa general că adresează probleme neemoționale simple. Inclusiv partea asta de mâncat euh, compulsiv. Da, are o zonă emoțională, dar de multe ori am văzut mulți oameni care după ce își procesează zona emoțională rămân tot acolo pentru că n-au făcut nimic în ceea ce privește obiceiurile. Mm -hmm. știi? sau a dormit o seara sau um, acum după în timpul pandemiei și după pandemia a explodat zona asta de procrastinare da. oamenii n au mai fost așa mm -hmm. de bine controlați și dintr-o dată cei care erau oricum acolo um, ori, astea subiecte care pot să fie sub, foarte ușor și există, știi sunt surprinsă cât de multe studii clinice există pe zona asta de hipnoterapie despre care nici profesioniști nu știu. Vara trecută am fost invitată de Societatea Na Națională de Dermatologie la conferința lor anuală și am avut un workshop pe tema folosirii hipnoterapiei în tratarea bolilor de piele autoimune, cum ar fi psoriazisul și dermatita atopică. Și am ținut seminarul ăsta în fața unei săli întregi de medici, având ca și coprezentator un medic dermatolog. Și ce m-a surprins cel mai mult este că, deși lucrez de foarte mult timp pe zona asta, niciodată nu m-am dus foarte mult în spațiu de dermatologie și am fost uimită de cât de multe studii clinice există pe folosirea hipnoterapiei în dermatită și psoriazis. Este uimitor. Um, îmi spunea medicul cu care am prezentat că societatea de dermatologie, nu mai știu să ții din care țară, am uitat, a inclus în dicționarul lor de bune practici adăugarea în unor ședințe de hipnoterapie la clienții care suferă de dermatita atopică. Pentru că și bolile astea autoimune ele vin pe un fond de stres. Ele vin pe o parte din asta emoțională. Ori, dacă vin niște autorități medicale de calibru ăsta, să spună, uite, ăsta este un instrument care e foarte important să fie folosit ca și ajutor în plus în tratarea pacienților cu boli dermatologice autoimune. Ce să mai vorbim despre niște chestii care, uitându-mă la asta, mie celelalte îmi par foarte simple. Gen mm -hmm. fumat, dulciuri, mm -hmm. adormit seara, procrastinare și alte lucruri de genul Pentru asta. că, practic, astfel de boli autoimune sunt niște somatizări. Clar ale emoțiilor, pe care le-am avut la un moment dat în anumite situații, nu? Și le descoperi cu ajutorul uh, hipnozei. Uh, ideea e așa, cum am zis, pe de o parte avem hipnoza clasică de sugestie, uh -huh. în care pur și simplu omul îmi spune ce se întâmplă, uite când mă pun seara în pat, nu pot să dorm două ore pentru uh -huh. că am gândurile astea, uh, se întâmplă asta, asta, asta și îi pregătesc un script care să-l ajute să doarmă și să doarmă liniștit toată noaptea uh -huh. Sau îmi spune, uite, mănânc foarte multe asta e dulciuri. Sugestia, asta ziceai. e sugestia. Și dăm niște sugestii în care în momentul din zi când ar mânca dulciuri, de exemplu să bea apă. Și mai există hipnoza regresivă sau terapia prin regresie, e același lucru, în care ce fac? Vine clientul cu o problemă, aici lucrez în principal cu probleme emoționale. Vine clientul cu o problemă, folosesc aceeași, dacă vrei, același început de meditație, slash inducție hipnotică. Nu mai zicem transă. Așa. Și din spațiul ăla cer subconștientului să mă ducă la sursa problemei respective. De exemplu, vine cineva și spune, uite, simt foarte multă furie în relația cu mama. Da? Acum, la nivel simplist, în momentul în care noi avem o problemă în viețile noastre, se zice că e ca un bulgare care are o sursă, te duci la sursă, rezolvi sursa, toți și zboară. Suntem mai complexi atât. Din păcate, din fericire. Când e ceva important în viața mea, care îmi disturbă starea de bine, care mă face să vreau să depășesc, de obicei aspectul respectiv, e ca un bulgăre, dar făcut din bulgărași mai mici. Fiecare cu propria sursă. Și atunci, treaba mea ca terapeut, el a început să aflu cam unde e clientul cu problema respectivă. Da? Dacă vrei, luăm o bornă terapeutică de început de proces, și pe urmă, pur și simplu, în prima ședință, cer conștientului clientului să se ducă la sursa subiectului pe care lucrăm, a, a tristeții, a furiei, a unei dureri somatice, te mai mirce. O să-mi dai un exemplu. Uite, din terapiile tale. Um, dă un exemplu de cineva care a avut nevoie de terapia asta prin regresie și cum anume a decurs procesul. Păi, uite, o să... nu -mi... e greu să-mi amintesc acum un caz pe specific, că sunt așa multe, dar o să-mi vină pe până să uh -huh. vorbesc. vorbesc. Um, uite, în zona de emoții. Uh -huh. um, furia. Sunt oameni care trăiesc furie în mod exagerat. Deși au conștiința faptului că este o, extra, o super exagerare. Și sunt oameni care reușesc cumva să-și o țină în frâu, dar greu, pentru uh -huh. că lor le-ar veni să uh -huh. aibă niște manifestări. Și chiar mai multe de cineva care ne povestea asta, nivelul de furie pe care îl simțea, știa și el că nu este justificat în fața stimulului care o trezea. Adică un om care se enerva din orice da. și reacționa impulsiv? Nu reacționa pentru că se se ținea bine, Aha. dar înăuntru lui era explozie. Uh -huh. Și pe seama asta a, a și reușit să dezvolte niște boli la nivelul stomacului, că, da. știi? Um, Ce faci este că îi cere omului. Ok, unde suntem furia asta? cât de intens o simți tu? Și clientul îmi spunea că era undeva 9 din 10 și apărea de nu știu câte ori pe zi și era și destul de prezent în viața lui. Bun, în starea asta de meditație slash transă, cerem subconștientului să ne conducă la sursa sentimentului astea de furie. E în momentul respectiv. Treaba mea ca terapeut e doar să fiu martor, doar să fiu ways -o. Clientul poate să meargă într-o viață trecută, dar poate la fel de bine să meargă în viața curentă, în copilărie, sau poate să meargă chiar într-o perioadă din, din perioada intrauterină. Treaba mea este să explorez amintirea respectivă cu el, fără să-mi introduc părerile. E doar să fiu martor și să pun întrebări. E ca și cum dacă vrei în momentul ăla, eu sunt în fața unei colmar de albe și clientul meu desenează sau pictează și tot ce am eu dreptul să zic este maxim, spunem ce în colțul din stânga sus. Și aici este arta terapeutică în zona asta, în a nu avea păreri care să interfereze cu experiența clientului. Și asta e doar prima parte. E partea așa cu sclipici, dacă vrei. Dar întotdeauna zic, de ori de câte ori am ocazia, că e foarte important să facem distinția între terapie prin regresie și regresii. Că aud oameni care se duc în regresii, mai ales în vieți anterioare, și au aflat că sunt XY, nici măcar nu contează ce, și apoi când se termină viața, deschid ochii și pleacă acasă. Asta nu e altceva decât să deschid o cutie a Pandorei cu care să mă plim după aia pe stradă. În terapia prin regresie, povestea aia pe care noi o accesăm, este doar instrumentul pe, pe, baza căreia facem transformarea. Pentru că orice a apărut în povestea respectivă, oricând s-ar fi întâmplat, are nevoie să fie adresat prin niște tehnici terapeutice specifice. Nu doar clientul o știut o poveste și face ce drăguț, ce frumos, hai pleacă acasă, că mare lucru s-ar putea să nu se rezolve dacă el nu înțelege, ok, ce are de schimbat, ce are de transformat, um, ce, ce e important pentru el să facă diferit. Bine, că, nu știu, hai să zicem, mergem pe varianta așa lucitoare în care uh, furia mă duce într-o viață anterioară în care am fost nedreptățit și mor bătut, ăia te mai mircine, și acum toată furia care n-am putut să o exprim atunci vine și mă lovește peste, peste cap acum. Ok. Și ce? Și ce? E nevoie să dau furiei alea voie să fie eliberată într-un mod sănătos. E nevoie să îmi trăiesc viața cu mai multă conștiință fără să fac proiecții. Că tu, cea de acum, chiar dacă tot cu sufletul tău m-am întâlnit altă dată și te mir ce ne-am făcut una alteia, e o altă poveste. Și dacă mă afectează încă povestea aia, e treaba mea să o închid și să nu mai fac proiecția pentru tine și acum. Pentru că, până la urmă, la nivel spiritual, noi nu suntem niște victime. Noi suntem niște co-creatori. Și faptul că am venit în viața în care am venit, sufletele noastre înainte să vină aici, știu la ce vin. Știu care e familia în care urmează să vin, că mi-o aleg de bună voie și nesili de nimeni. E adevărat că după aia mă întreb ce-o fi fost în capul meu. Uh, îmi aleg anumite provocări. Pentru a învăța anumite lecții, probabil. Pentru a-mi fi apăsate anumite butoane și am mi opțiunea să cresc. Dar să cresc înseamnă să le, să le rezolv. Știi? Să văd și acolo, să las să iasă la o parte, să mă cunosc mai bine, mai bine pe mine, să mă întorc mai mult dincolo de iluzia asta, ego-ului, în esența mea adevărată. Da, mama m-a bătut când aveam 2 ani și a fost super agresivă, sau tata, sau vecină. Nasol, trauma e și trebuie adresată. Dar în timp ce trauma trebuie adresată, e important să am și conștiința că sufletul meu a ales experiența. Și e necesar să acționez pe ambele paliere nu pot nici să anulez trauma, să zic, e, yeah, vai șama de tine, yeah, ce, ți trebuie mă că oricum tu ți-ai ales. -o. Nu, nu, aia a fost o traumă și o port în mine până nu vindec. Și în același timp, până rămân doar la un nivel pur psihologic, o să rămân într-o eternă durere și suferință. Că mereu mai găsesc ceva ce mi-a făcut mama, mereu mai găsesc ceva ce mi-a făcut tata. Și când am terminat cu ei, și eventual și cu bunicii, îmi găsesc eu niște vieți trecute de victimă eternă. Trebuie tratată ca o traumă, cu toată seriozitatea, cu tot, cu tot procesul necesar. Și pe urmă trebuie să mă muți și să văd, ok, de la nivel spiritual, am ales lucrul ăsta. Și în momentul în care rezolv trauma, și în același timp mă ridic la un, un alt nivel, mă ridic între ghilimele, știi, mă uit dintr-o altă perspectivă. Bun, bun. Și ce are Sufletul meu să învețe? Cum anume? Mi-a servit experiența asta. Ce-am de luat de acolo și de dus diferit mai departe. De dus diferit în lume, în felul în care mă exprim. De dus diferit în familia mea, către copiii mei. Acolo e transformarea. Pentru că lumea se uită la regresii în vieți anterioare. Ce frumos, ce fascinant. Dar știi, mă gândeam la chestia asta în creștinism... În... Nu prea se acceptă ideea reîncarnării. Ești drăguță să și... ești prea. <laughs> exact. Nu se acceptă. Ăsta este adevărul, da? Asta este credința noastră. Uh, știu că tu ai făcut liceul teologic și vreau să-mi spui, totuși, ce te-a făcut pe tine să vezi diferit lucrurile? Pentru că fiind atrasă de partea asta spirituală, bisericească, ortodoxă, ce te-a făcut să treci să încalci regulile, ca să zic, în doctrina asta? Da, am făcut liceu teologic. Pentru că întotdeauna am, am avut așa o, o sete de a înțelege ce dincolo de, de partea asta. Am crescut cu niște fleșuri dintr-o viață anterioară. Mi-a luat mult timp să înțeleg ce e acolo, pentru că flash-urile au apărut când aveam eu vreo patru ani, uh, erau niște concepte pe care nu eram capabilă să le pun în cuvinte, cred că aveam vreo 12 ani când am reușit să le pun în cuvinte, numai bine ai mei au zis că e de la televizor. Da, când aveam eu patru ani, nu aveam televizor, că na, sunt un pic trecută de 21. Dar uh, la 12 ani le-au pus pe, pe seama um, am lăsat-o așa. A, era ceva în mine tot timpul o căutare, drept pentru care m-am simțit dusă spre liceu teologic. Uh, dar n-a fost doar o anumită religie. În perioada liceului, tata dragul de el zicea de ce nu pot să fiu un copil normal cu care să mă întâlnesc prin baruri. <laughs> ce Și să-l învăț să meargă pe motor. Trebuie să-ți pui întrebări că... existențiale la 15 ani. <laughs> îmi petreceam timpul liber, uh, mi-am petrecut ani buni din liceu, Explorând în mod detaliat fiecare cult religios pe care l-am găsit în Sibiu la vremea respectivă, în căutarea unor răspunsuri. Un pic mai târziu, am ajuns să fac distinția între spiritualitate și religie. Mă feresc să intru în controverse mm -hmm. pe zona asta. Știi de ce? Pentru că știu cum eram eu. Și dacă ai fi venit să-mi dai niște argumente, n-aș fi fost capabilă să le aud. Nu puteam. Și atunci mi se pare nedrept să vin să-ți vin să zic ce. Știți, Consiliul de la Nicea, 325, s-a întâmplat ceva acolo, s-au făcut niște modificări. Știți că, de fapt, în continuare în Biblie există niște versete lăsate, cum ar fi când vine Isus și se uită la Ioan Bătăzătorul și le spune alor lui, uitați, el este Ilie, revenit. Sau faptul că există câteva personaje în Biblie despre care n-au murit normal, ci s-au ridicat la cer, care pot să fie metafore sau nu, Că nu mai știm. Bun, asta pot să văd acum. Dar treaba mea în momentul ăsta nu e să fac evangelizare. Treaba mea în momentul ăsta este să spun tot ceea ce am învățat și am experimentat pe propria mea piele pentru cine vrea să audă. De multe ori spun în cursurile mele, ascultați cu inima deschisă, ascultați cu mintea deschisă și pe urmă luați ce vi se potrivește. Pentru că, vezi tu, inclusiv partea asta de regres în viața anterioară, mergem într-o poveste. Cred că treaba e să procesăm povestea. Și mecheria e transformarea pe care o fac procesând povestea respectivă. Îmi place foarte mult uh, Jung. Și Jung, pe vremea lui, nu putea să vorbească el despre vieți anterioare, deși celebra carte Amintiri, Vise, Reflecții, care a apărut după după aceea, vorbește despre conexiunea lui Jung cu o viață de-a lui trecută, cu tot felul de experiențe paranormale. Mă rog. Și Jung zice așa. Jung numea experiențele astea pe care eu le numesc regresii în viețe anterioare ca proiecții. Dar Jung zice așa. În spatele fiecarei proiecții există un potențial de vindecare. Pentru că vin oameni și mă întreabă de unde știu. Pot să-mi spui sigur că e adevărat eu sunt ultimul în care poate să spună că e adevărat. Pentru că tu știi cum ai simțit-o, tu știi cum ai trăit-o, tu știi cât de real a fost în experiența ta. Și apoi, și dacă e doar o proiecție, care e potențialul de vindecare pe care ți-l aduce proiecția respectivă? Eu nu sunt istoric. Treaba mea nu-i să adun date și ani și adevăr istoric. Pentru că până la știi, de multe ori observ, probabil când merge în regresie cineva care a fost un țăran pe la 870 de unde, dragul de el nici la vremea respectivă nu știa care e anul și uh -huh. cine era regina. Treaba mea nu e de istoric. Treaba mea este să, să mi ajut clientul să găsească potențialul de vindecare. Poate că e o proiecție. Adică să fie rodul imaginației lui? La asta te da. referi? Dar știi cum e? Până la urmă, să zicem că imaginația ta a inventat povestea. Cum se face că tocmai aia? Cum se face că povestea aia este imaginea perfectă a problemei din viața ta? Mi-am de un client bărbat cu care am început procesul, tot mergea foarte bine până când a, a venit vorba să meargă într-o experiență trecută, când am mai văzut clienți care se sperie și pur și simplu este acolo. Nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot. Nu pot am zis, ok, uite, facem un joc. povestește în prima poveste care ți apare. Luând presiunea, pentru că asta, asta, ne oprește să accesăm experiențele astea, presiunea pe care o punem pe noi. Luând presiunea, a început să-mi povestească, mi-aduc aminte doar începutul poveștii lui. Era prin pădure, erau niște lupi, era super alergat de lupi. A urmat o oră jumate în care a, sărit sărit cămașa de pe el, de câtă emoția a fost în procesul ăsta, câtă durere exprimată, câtă furie, cât, cât de multe emoții care pur și simplu parcă de-abia așteptau să iasă într-un spațiu safe. Am terminat procesul, l-am văzut cum se așează, cum se liniștește, cum îi vin tot felul de conștientizări, cum face conexiunea cu viața curentă, cum înțelege ce e de făcut diferit și la finalul procesului a deschis ochii și a zis ce a fost asta? Că eu să știi că eu n-am accesat nimic. Eu doar când ai zis tu să inventezi ceva, am inventat ceva. Și cum mm -hmm. se face că din miliardele de opțiuni ai inventat? Care, care parte din tine a adus asta la suprafață? Să zicem că e o poveste. Mm -hmm. Dacă în urma poveștii există un beneficiu în viața ta, ce e relevant. Pentru că, de ce facem procesele astea? Eu le spun oamenilor, dacă, dacă vreți o poveste, vă recomand cu drag o carte. Nu-i problemă. Orice formă de terapie, cred că ar trebui să aibă ca scop, asta e filtrul meu, să mă facă să am o viață mai bună. Mai văd oameni care a, aș vrea să fac o regresie. Ok, bun, ce-ți ce dorești să rezolvi? Pentru că dacă îmi spui nimic, înseamnă că ești deja iluminat și mă bucur să te ating și să te văd oarecum arată un om iluminat care n-are nimic de rezolvat. E fascinant, dar dincolo de fascinație, e, e viața de acum. Pentru că n-aș vrea să folosim regresiile în viețe anterioare ca o altă formă de escapism de viață. Este și ăsta un pericol, nu? Adică poate spiritualitatea să. Spiritualitatea în general. Uh -huh. Spiritualitatea în general a ajuns să fie folosită pe, loc, pe alocuri, ca și escapism din viață. Știi, nu suflet neînțeles. Ok? Ai venit pe pământul ăsta să te integrezi. Dacă vrei să plutești printre norișori și sunt oameni care nu apreciază ce zic eu acum, da? Asta e adevărul. Dacă vrei să plutești între norișori, rupt de tot, rămâneai acolo. Am venit la jocul ăsta și e ca și cum agrez cu tine să jucăm un joc de monopoli și cu încă 10 oameni și când începe jocul zic da, hm, dar eu nu vreau așa. Păi, ai agreat. Ai agreat? ăsta e jocul. Corect. Spunem ce fel de probleme se pot rezolva cu ajutorul hipnoterapiei și cu ajutorul terapiei prin regresie. În general, prin hipnoterapia clasică de sugestie, rezolvăm probleme neemoționale simple. Așa că spuneai tu. frici simple, adică Adicții, special mm -hmm. fumat, mâncat compulsiv, mâncat compulsiv, dar la mâncat e un pic mai complex, știi, pentru că la mâncat e despre a adresa din toate direcțiile, știi, ce mănânc, cât mănânc, când mănânc, de ce mm -hmm. mi-e poftă și așa mm -hmm. mai departe. Um, probleme legate de uh, stres, probleme legate de somn, fie că n fie că mă trezesc, uh, probleme legate de obiceiuri, um, rodunghile sau uh, chiar uh, pentru unul dintre cursurile de hipnoză am folosit o clientă ca și subiect de demo care își rodea obrajii. Își rodea obrajii așa de tare uh -huh. că își făcea, făcea răni. Uh -huh. Și am folosit un spațiu de hipnoză de sugestie ca să uh, de fapt, își rodea obrajii când era stresată. Și am înlocuit obiceiul ăsta de a-și rodea cu a respira în mod automat și a se calma pe respirație în loc de a-și face răni ei înșiși. Adică, dacă mă trezesc în fața frigiderului noaptea la două, după mm hipnoterapie -hmm. o să aleg conștient, în mod voit să. nu mm -hmm. fac altceva. Odată ce poți să faci programarea la nivel subtil, mm -hmm. E și o alegere conștientă. Știi, pentru că am văzut asta la oameni care vin să se lasă de fumat. Se așteaptă că vin, o să le și acolo la mine pe calea o oră și când se trezesc nu o să le mai trebuiască niciodată în viața lor țigare. Nu. E mult mai ușor să spui nu. Uh -huh. Asta e realitatea. Uh -huh. O vreme. Și după o vreme, pur și simplu îți vine, îți vine natural. Povesteam cu un prieten care tot vrea să lucreze la alimentația lui zic, imaginează-ți cum ar fi când ți-e foame să-ți fie poftă de brocoli ce ai mâncat? Nu nu, ce brocoli la grăsta. Pentru că de la un moment dat, dacă ne integrăm programele, acolo ajunge. Da. Asta e autosugestia. E, nu? da, dar cumva primirea și integrarea reprogramării. programării. Uh -huh. Da, la început conștient, o să-ți fie mai ușor să nu te duci la frigider noaptea. După care nu o să mai vrei să te duci, adică nu o să mai fie pornirea aia. Nu, nu o să fie, că o să fie spre altceva. O să fie altfel, sau... Asta e zona de hipnoză de, de sugestie și în zona de hipnoză regresivă adresăm, în general, probleme emoționale. A, probleme legate de relații, în principal. Aici cred că pf, spațiul celor care vin în terapie este ocupat, probabil, 80% cu probleme de relații. Pe primul loc este eterna relație de cuplu. Emoții, trăiri pe care le avem în relația de cuplu. Pentru că realitatea este că la vârsta adultă partenerii noștri sunt cei care se pricep cel mai bine să apese pe toate butoanele. Da. Um, probleme, mă rog, aspecte legate de relația cu părinții. Și acolo chiar e o eternă poveste tot. Mă tot întorc și vindec și vindec și vindec și cu mama și cu tata că ei mi-au instalat butoanele, ce să vezi. Da. Um, relații legate de. Um, de copii? Rela relația cu copilul? Relația cu copilul, da. Uite, o chestie pe care am observat-o și chiar o discutam cu cineva săptămâna trecută este vinovăția subtilă pe care multe mame o simt în relația cu copilul. Eu aș zice toate, mamele. Am zis să. Da. <laughs> da, da toate. Zic eu um, și până la un punct nu o conștientizează. Dacă nu o conștientizează. E o chestie interesantă de, de abordat, știi? Dar în ce sens? Hai că m-ai făcut foarte curioasă. Ce rădăcină ar putea avea acea vinovăție pe care o simțim? Din nou, bulgarele, cum mai spus de Um, Poate să aibă o rădăcină legată de ce au simțit ele în propria lor și toate când suntem mame, mai mult sau mai puțin, cumva, așa încercăm să compensăm ce uh -huh. n-am primit atunci, A, poate să aibă o rădăcină și are o rădăcină foarte importantă în conștientul colectiv și în programarea în programarea socială. A, dacă ești o mamă care are și un job nu ești destul acasă. Dacă ești o mamă care renunță la ea și se dedică copilului, ce model îi dai copilului? Dacă îl duci la grădiniță, e nepotrivit că l-ai abandonat ca mamă. Dacă nu îl duci la grădiniță, îl privezi de a se dezvolta armonios din relația cu cei de vârsta lui. Ori integrarea asta, a credințelor și regulilor sociale e super puternică. Pentru că, noi am vorbit așa de aspecte din vieți trecute, din viața curentă, din... dar mai există și altele. De exemplu, aspecte pe care le ducem cu noi transgenerațional. Uh -huh. Poate bunica a pierdut un copil și durerea ei a fost transmisă mamei, și ce să vezi? Duc și eu cu mine frica că aș putea să-mi pierd copilul. Duc și eu cu mine, poate, vinovăția ei că, nu știu, s-a îmbolnăvit copilul și ea s-a învinovățit. Vorbim la suprafață de niște aspecte, dar adevărul e că, până la urmă, de obicei zic ce pot să zic la primul nivel. Știi? Înțeleg, da, înțeleg. Uh, poate să vină foarte bine dintr-o traumă transgenerațională vinovăția asta care o duc. Poate să vină din experiențe din vieți trecute în care mi-am pierdut copii sau am făcut ceva greșit față de copiii mei. Dar cum ziceam, bulgărele format din, din bulgărași mai mici la care am nevoie să mă uit. Poate să vină din faptul că am interpretat greșit. Uite, vorbeam cu... Eram într-un grup săptămâna trecută și a apărut conversația asta legată. De fapt, nu, una dintre fete mai tânără. A povestit că și-a amintit sentimentul de abandon um, în momentul în care părinții ei, mama a lăsat-o la grădiniță. Moment la care o altă persoană din grup a fost super activată, și-a început să plângă și a zis, uite, și eu am vinovăția asta, copilul meu are 20 de ani, mă simt vinovată, că are niște aspecte um, care cred că ar putea să vină din sentimentul de abandon. S-ar putea să nu sune bine ce zic, dar nu e oare ăsta cumva într-un mod perfid o intervenție a ego-ului meu? Când mă simt mai responsabilă decât sunt, copilul meu, fiecare un an, fiecare trei ani, fiecare două șapte de ani, este o entitate separată de mine. Așa cum eu mi-am ales drumul, așa și-a ales și el drumul. Și cred, asta e părerea mea. Că supraresponsabilizarea, chiar și față de copiii noștri, e o formă subtilă de ego. Și poate dacă mă găsesc acolo, mi-ar fi util să-mi fac o formă de introspecție, să văd ce din mine mă face să intru peste teritoriul lui. Spun copilului meu, mamă, în fiecare moment fac ce pot eu mai bine. Și pentru restul strâng de terapie. Exact. <laughs> pentru că nu, nu e așa. Toți avem nevoie de terapie. Da, da, și ei sunt de sine stătători. Da, nu, corect. Nu pot să mi-asum absolut da. tot, nici pentru ei. Adică nu pot. Și să duc o vină de genul ăsta e masochism și poate, poate m-ar ajuta să mă uit okay, ce parte din mine are nevoie că există o nevoie în a păstra un sentiment de bine uneori În relația de cuplu ce probleme putem noi rezolva? Um, în orice relație, fie că e de cuplu, fie că e cu mama, fie că e cu copilul mm. pot să-mi rezolv jumătatea mea de teren atât și da, oamenii ar vrea în terapie să... să îl schimbe pe celălalt. Da. Da, dacă se poate de la distanță... Mă pe mine ca să... Da, chiar m mă întrebat cineva pe net la un dat cum pot prin hipnoză să-mi ajut partenerul fără ca el să știe. Cred că nu e nu. etic. Nu doar că nu și e etic, nu etic, dar ai cum. Ai, adică, serios, serios. Da, da, da. Nu, da. nu merge. Corect. Um, în orice relație, oricare ar fi ea, pot să-mi rezolv partea mea de teren. Uh -huh. Să mă uit la mine, să văd, ok, care sunt emoțiile mele, care sunt trăirile mele. Pot să-mi rezolv doar bucata mea. Da, pot să, dacă am contextul să șeruiesc cu celălalt și să-l invit și pe el, dar, conștient și matur, e să rămân pe, pe bucata mea de teren. Să lucrez cu mine, să mă transform eu pe mine... Și bucata lui de teren poate să-și o facă doar celălalt. Din nou, fie că e copil, fie că e mama, fie că e soțul, fie că e șeful. Mm -hmm. Nu pot să fiu mai mult decât. Nu, n-ar fi corect. Ar fi doar egotic să vreau eu să-l repar pe celălalt. Pentru că vine dintr-un spațiu, știu eu mai bine pentru tine. Cine sunt eu? Eu maxim pot să știu mai bine pentru mine. În plus, e foarte posibil să nu-ți dai seama că poate sursa neplăcerilor din cuplu, e tocmai o trăire de ta pe care n-ai conștientizat-o la un moment dat și care, nu știu, te face să reacționezi impulsiv sau să spui anumite chestii care pe celălalt îl dor sau de că care tu să nu, să nu stai dai exact, seama, exact. să fii inconștient. Plus că în relațiile astea totul e, e, e circular, știi? În, în relațiile foarte apropiate, mai da. ales în relația de cuplu. Până la urmă ne alegem pe o anumită rezonanță. ni se pare nouă că l-am ales că era cu ochi albaștri și două facultăți. Bine, bine. Uh, ne alegem pe o, anumită, pe o anumită rezonanță și atunci e firesc să ne apăsăm tot felul de butoane și cumva ceva din ce nici măcar nu trebuie să fac. Trebuie să fiu într-un fel, trebuie să trăiesc într-un fel. Te agață pe tine, ai o reacție care mă agață pe mine și este never ending story, pentru că, uite, așa se duce bulgarele. Dar de aia, pot să mă uit la mine, să văd ce sunt dispus să transform în mine. Și mai mult decât să împărtășesc cu celălalt și să-l invit în călătoria asta cu mine, nu pot să fac în mod sănătos și matur. Mai există un soi de relație. Mm. Oare se poate rezolva? Relația cu banii. Ah, da. Se poate rezolva? Păi și ai tot o relație. Păi de aia te întreb. <laughs> da. Pentru că în relație cu banii, zona asta e o zonă pe care avem o grămadă de convinceri. convingeri. Convingeri convingeri și păreri. Uh -huh. Și e clar că realitatea mea poate să fie doar așa cum e prin filtru ochelarilor mei. La partea asta cu banii am văzut foarte multe experiențe din vieți trecute, știi? De exemplu, am lucrat la un moment dat cu un antreprenor care făcea foarte, foarte mulți bani. Și câți făcea, cumva toți reușeau să se disipeze. Și într-una dintre regresiile cu el, s-a dus într-o experiență trecută în care era o femeie destul de săracă, într-o relație abuzivă, care a început să-și strângă bani și era foarte greu să strângă bănuți cu bănuți, uh -huh. foarte, foarte greu. Și pe măsură ce mai strângea un bănuți, îi ascundea ea undeva într-o peșteră. Și la un moment dat, când mai mersese să ducă un bănuț, a descoperit că cineva intrase în peșteră și îi furase banii. Și plecase din viața aia că n-ar rost să se chinuie, cu oricum rămâne fără ei. Aoleu, asta era convingerea. Asta era, da, da, era așa un mindset. N-are rost să mă chinui să-i strâng, că oricum rămân fără ei. Drept pentru care mai bine îi fac varză acum. Și mai bine îi cheltu eu decât să-mi fure, decât să fure, decât să -mi fure altcineva. Dar vezi tu, ai vorbit ceva de o viață anterioară, ceva legat de o peșteră. Asta înseamnă că era undeva în depărtare, da? Vorbim de un timp, o epocă apusă. De ce s-a dus tocmai acolo? Că bănuiesc că ar mai fi avut și alte vieți. Aia era cea mai relevantă pentru, pentru problema respectivă. Nu ne interesează um, cât de departe Știi? Da. că la nivel de suflet asta este complet irrelevant. Uh -huh. Că este anul 700, 1200 înainte, 1800 uh -huh. acum, e complet irrelevant. Ne interesează care e conexiunea. Uh -huh. Și uite, venise cu chestia asta, și asta îl căra după el. Și Acum. e suficient ca el să vadă acea convingere ca să-și schimbe? Nu. nu e suficient. Asta zic că, practic, asta e parte de poveste după mm -hmm. care e nevoie. În funcție de poveste există tot felul de instrumente terapeutice care, mm -hmm. care se aplică, știi? De la, um, a, poate cel mai util într-o situație de genul ăsta este clientul să stea într-o formă de meditație, mm -hmm. în trans, în meditație, mm -hmm. așa. Procesul de regresie nu se, -a, adică când vorbesc despre o ședință de regresie, procesul e dintr-una, chiar dacă acum vorbesc despre dea, el secvențial. Um, să stea cu personalitatea trecută și să îi ofere de exemplu, alinare personalității trecute. Să aibă capacitatea ca stând față față cu, dacă vrei, partea aia din noi. În primul rând, să-mi dau seama că sunt două experiențe trecute. Nu e același lucru. Și, în regulă, să las povestea acele experiențe, să mă uit să văd sufletul meu ce a avut de învățat din acea experiență. Că, sigur, a fost o lecție alta decât faptul că trebuie să toc tot astăzi pentru că îmi vor fura toți mâine. Să aducem vindecare acelui aspect și, pe urmă, să aducem integrare odată ce el e, e vindecat în mod armonios. Sau sunt mulți dintre noi care, de-a lungul timpului. Poate am trăit tot felul de vieți de călugări și am făcut tot felul de jurăminte, de sărăcie. Și asta sau legăminte de castitate și -a, ea se leagă de relația de cuplu. Energia, energie, nu ține cont de timp și spațiu. Și uneori, pur și simplu, o luăm după noi. Până când? Până când o rezolvăm. Spunem dacă copiii pot face astfel de terapii. Pentru că de, na, se întâmplă, știi că sunt tot soiul de tulburări de care suferă copiii, unii copii, și mai sunt copiii foarte anxioși. Spre exemplu, fiul meu e așa de când l-am născut, foarte anxios. Uh -huh. Și vreau să te întreb dacă există și pentru copii posibilitatea de a face. În ce privește. Hip hipnoterapie sau. În ce privește hipnoza de sugestie, uh -huh. doar hipnoterapie, doar, doar uh -huh. programare. Cu acordul părinților, în anumite contexte, acum, uh -huh. evident, trebuie evaluat de la copil la copil. Uh -huh. uh, nu po adică, poate să fie făcută. Nu recomand zona asta atunci când vorbim de un copil cu un diagnostic. A? Când vorbim de un copil cu diagnostic. Aș lăsa la o parte zona de orice fel de hipnoză. Când vorbim de un copil care pur și simplu are un simptom anxios mai accentuat sau, uite, de exemplu, hipnoza de sugestie se folosește foarte mult pentru sportivii de performanță, ca să crească performanțele sportive. Da, tipul ăsta de hipnoză de sugestie, cu acordul părintelui, în condițiile în care vorbesc de un copil clinic sănătos, pot să lucrez. Hipnoza regresivă, însă. Teoria zice că oamenii trebuie să aibă 18 ani. Dacă mă întreb pe mine, hipnoza regresivă e potrivită în cel mai bun caz de pe la 23-25 de ani încolo, când eu e deja format uh -huh. și omul este deja suficient de pus la un loc. Am văzut și excepții. Am văzut și excepții, bă, oameni care la 19 ani aveau suficientă maturitate emoțională și erau suficient de bine închegați încât. Puteau să... Put, puteau, că de putut, toți putem. Important e, există sau nu există un beneficiu. Okay? Poate să nu funcționeze, să nu dea roade. Poate să funcționeze, că ok, o să meargă într-o da. poveste, dar da. pentru ce? Pentru mm -hmm. ce? Care-i beneficiu? Din perspectivă terapeutică, când faci un proces, se presupune că omul... Eu cred că scopul ultim al oricărei forme de terapie e să dea putere clientului, mai multă putere în viața lui. În diverse forme. Dar trebuie să aibă un efect, un beneficiu cât de mic. Or cred că la majoritatea oamenilor hipnoza regresivă, înainte de 23-25 de ani, n-aș recomanda-o. Îți spun mm. drept. Și știu că la un moment dat am citit într-o carte un un terapeut din străinitate care zicea că el recomandă tipul ăsta de, de procese la oameni, nu mai știu, el zicea, cred că, 30 de ani și m-am simțit foarte atacată că eu aveam 26 de ani când am citit cartea aia, adică, cum, nu mă mm -hmm. consideră. Ok, cred că există și excepții, dar cred că, în general, tipul ăsta de terapie, legal, aș recomanda să nu se lucreze înainte de 18 de ani sub nicio formă, dar, cu adevărat, eficiență probabil după 23-25. Există însă pentru copii mici până în probabil 11 ani, se poate face ceea ce se numește regresie by proxy. E, de multe ori se folosește mama. Mama intră în proces în numele copilului. Adică, Interesant. Adică nu, mama nu merge să-și proceseze propria ei viață, ci ceva din experiența copilului. Dacă vrei, ca și cum e mama un fel de canal. Din nou, și aici este o discuție, pentru că în funcție de ce și cum se întâmplă acolo, e potrivit sau nu. Dacă problema copilului vine la pachet cu o super mare vinovăție din partea mamei, care se consideră vinovată, deoarece copilul a ajuns așa, recomandarea mea este întâi să începem cu mama, <laughs> pentru că mai e o treabă. Copiii, în vârsta foarte, foarte mică, nu sunt altceva decât o oglinda sistemului. Și atunci s-ar putea, mai ales când vorbim de copii de vârstă foarte mică, până în trei ani, hai să zicem, e posibil ca problema să nu fie la ei, ci să fie o, o oglindă. Pur și simplu o, o oglindă a ceea ce se întâmplă. Știu, copilul meu, când era foarte mic, dacă aveam momente în care intram așa într-o formă de anxietate și de... Uh, începea să dea spre răceală și când îl vedea încă tușește și începe să nu respire bine, mi era clar că trebuie să mă retrag să mă uit în oglindă mm. ca să nu mergem mai departe. Și atunci există opțiunea asta, dar altfel undeva între 11-12 ani și 20 și ceva invit oamenii să se să găsească alte forme. Poți, spre exemplu, să-ți ajuți un copil care nu învață foarte bine? Cărâia este greu să învețe sau are probleme de a reține ceea ce citește. Important este care e motivul. Mm -hmm. Nu învață bine pur și simplu că este la vârsta adolescenței sau preadolescenței și nu îi se pare lui important și semnificativ. Asta este doar cu blândețe și. Mm -hmm. Asta e. Arătare. Um, e vorba de un aspect um, acut care are nevoie, nu știu, chiar să fie văzut. S-a creat zona asta de ADHD foarte mult în zona uh -huh. copiilor. Și cred că e firesc, dată fiind expunerea la, la ecrane. Și atunci poate e nevoie să mă duc spre un specialist de genul ăsta. Sau pur și simplu e o chestie în care el, a înțeles, ar vrea, dar. E un pic mai greu să memoreze, pentru că poate e o formă de anxietate, și cred că doar a treia formă e cea în care pot să-mi ajut copilul cu, cu instrumentul ăsta. Dar, pe de altă parte, pot să mă uit la mine și să văd și eu sunt tipul de mamă care ar vrea copilul să fie mai serios și mai consecvent și. Um, și nu e, că e adolescent. Uh -huh. Și atunci pot să mă uit la mine să văd de ce am nevoie să pun presiunea asta pe el. E ceva real? Sau e ceva în mine care are nevoie să pună presiune pe el ca el să fie într-un fel? Poate e, și asta îți spun pentru că am găsit la mine la un moment dat, vocea mamei introiectată. Da. Și a fost de lucru eu cu mine să fac distinția dintre vocea mea și să las să plece vocea asta a mamei care avea nevoie de 10 pe linie. Mamei mele, știi? Da. Uh, mai spunem dacă există riscuri. General nu. Singurul risc este să lucrez cu cineva care nu știe ce face. Este obligatoriu să fie un psiholog acreditat sau nu e certificat pe nu e obligatoriu metodele să fie astea la psiholog. Sau? E important ah. este să fie un om bine pregătit uh -huh. în zona de hipnoterapie. Uh -huh. Și am văzut psihologi bine pregătiți în zona asta de hipnoterapie, precum iertat în fie, am văzut oameni cu titlul de psiholog care nu știu prea multe despre zona de hipnoză. Și am văzut și oameni care nu au o pregătire de psiholog. Dar care au învățat și s-au trăinuit foarte bine zona asta de, de, de hipnoterapie mm -hmm. și sunt absolut geniali. Important este să am un om care este bine pregătit pe zona de hipnoterapie. Da. Cred că e important să aibă o acreditare pe zona de hipnoterapie, mm -hmm. nu doar că a învățat citind o carte, da, e important să aibă o acreditare. Mm -hmm. Mă uit să văd care e zona de studii și training pe care o are. Dar apoi, dincolo de studii, pentru că știi cum e cinci oameni care trec prin același curs și primesc aceeași diplomă, realmente nu sunt la fel. Da. Și o zic asta din postura de da. trainer. Um, și atunci e important să văd cum, cum rezonez cu omul respectiv. Dar da, poate exista riscul să... Nu știu, să-ți facă mai mult rău decât bine o ședință din asta cu cineva care nu. În primul rând, știe să te ghideze. O ședință de hipnoză de sugestie nu prea are, nu prea are uh -huh. riscul asta. Da? În primul rând, că la oricum aș reacționa da. dacă zice ceva în da. nasol, Oricum, un hipnoterapeut bun întotdeauna va înregistra ședințele și le va da clientului să le asculte după aceea. Uh -huh. Și asta, dacă mergeți la un hipnoterapeut care face hipnoză de sugestie, ce chestia chestia asta? Până la urmă, în ziua de astăzi, pot să-mi dau eu ca și client drumul la la, da, la, la da. În uh, hipnoza de uh, în hipnoza regresivă e foarte importantă distinția asta. Ce face omul ăla? Face regresii? Adică pur și simplu mă duce și mă plimbă, eventual, într-o viață anterioară? Sau face o formă de terapie în care facem și ceva cu ceea ce e acolo? Uh -huh. Asta e, asta e, asta, e, distinția majoră pe baza care aș pune chestia asta. În principal, nu putem să vorbim despre niște riscuri majore. Pe de altă parte, realitatea e că orice instrument care are o putere să facă un mare bine, mânuit, necorespunzător, am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Ruxandra. Să știi că mi-a plăcut foarte mult discuția cu tine și mi se pare foarte interesant, mai interesant tot ce mi-ai expus aici. Îți mulțumesc foarte mult pentru carte despre hipnoză și regresie în vieța anterioare, psiholog Ruxandra Bulzan. Dragilor, dacă sunteți curioși, am primit-o de la Ruxandra, mulțumesc foarte mult, o să o citesc. E o carte care peste 70% sunt povești din camera de terapie. Tot felul de studii de caz. Oameni care au venit cu diverse aspecte și ce-au ce găsit. Restul de 30% sunt niște explicații super simple despre ce înseamnă cu adevărat hipnoza, ce înseamnă cu adevărat terapia prin regresie, ca să cuburăm aici așa, în, în lumea noastră. Și foarte bine facem și mă bucur tare mult că am făcut acest subiect, dragilor. Sper că v-ați dat și voi seama, cum mi-am dat și eu seama, că hipnoza nu este cea pe care o vedem noi la televizor și ne distrăm când vedem pe cineva că adoarme și cade în nas. Este o formă de terapie importantă, cum este și terapia prin regresie, prin regresie în vieța anterioare, fascinant. Sper că v-a plăcut la fel cum mi-a plăcut și mie, sper că ne-ați urmărit, sunt sigură că ne-ați urmărit până la final. Vă rog foarte mult să-mi lăsați câte o inimioară în comentarii dacă v-a plăcut acest subiect, să-mi lăsați dacă aveți orice sugestie de invitat sau de temă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot, vă rog încă o dată să vă abonați la canalul meu, pe mine mă ajută foarte mult și abia aștept să ne vedem data viitoare!